După cum am început campionatul cu o victorie cu 5-2 pe teren propriu, iată că tot cu același scor terminăm și ultima etapă din acest tur de campionat, tot 5-2. După acest rezultat, echipa ocupă locul 2 la egalitate de punctoase Roma, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că, după cum știm cu toții, avem o echipă foarte tânără, care prin pregătire serioasă s-a văzut că își merită locul ocupat în clasament. Sperăm că în retur, după o pregătire serioasă de iarnă și probabil după un cantonament la Câmpul Lung Moldovenesc, să menținem și rezultatele bune și poate de ce nu Promova. Mulțumesc!